Salut toată lumea și bine ați venit tot din seria noastră de The High and Lower Game. Da, și am de gând în acest episod să spun despre un anumit lucru. Cred că, nu știu, vă întrebați unii de ce oare așa, de ce filmez eu în fiecare zi acest joc. Îmi place foarte mult, trebuie să recunosc, și aș dori să îl vedeți în fiecare zi pentru a arăta mult mai bine pe canal. Zic eu că deja am văzut că este destul de apreciat această serie. Și am de gând să o postez aproape în fiecare zi, pentru că, na, când mai îmi vine și mie cheful, toate trebuie să vină de la una la alta. Așa, General Watt, General Electric, nu pot să cred că e chiar așa. Microsoft World. Sau Hair Transplant, hai să fim serioși. Am mai căutat că Microsoft Monaco Grand Prix. Bă, nu chiar așa căutat. Rothschild Family. Bă, sunt la fel de căutate. Pets Control. Am văzut că e destul de căutat. Da. Machu Picchu e un munte sau un sat. Sigur că e căutat. Blood Moon. Ce e asta? Da, e mai căutat. Hip hop, hai că-i căutat. Casablanc. Scooby-Doo e căutat. Da. Un alt lucru care cred că aș putea să vorbesc în acest episod, destul de frumos, zic, după părerea mea. Faptul că poate unii știți, poate zic, știți, acea aplicație de filmat în care se numește OBS. Am de gând, dacă puteți să dați un comentariu și puteți să-mi spuneți, de exemplu, cum funcționează, pentru că eu când dau să funcționeze, zice dacă vrei să fie în negru. Și atunci, na, nu vreau să fie negru. Și totuși, chiar așa, tot vreau să joc pentru voi. Și da, dacă în episodul trecut am vorbit despre mai multe chestii, cum ar fi, bine, singurul bisexual acesta, cum ar fi copyright-ul. Să știți că nu prea mi se pare chiar așa de mare. Am zis totuși că e problemă. Dar până la urmă nu cred că o să conteze prea mult. Pentru că am zis și în episodul trecut, nu prea. Da, cei. Bine, mai târziu. Iar au venit un prieten să-mi spună că mergem undeva. Hangar. Bă, să știi că caută destul de multe și hangar. Și am de gând încă un lucru. Am de gând să pun mai multe schimbări pe canal, pentru că, după cum ați văzut, avem deja 21 de abonați și am de gând la 30 să facem un live stream. Pentru că de ce să nu sărbătorim altcumva decât cu un live stream până la urmă? Cam așa se sărbătorește o aniversare de 30 de abonați. Și dacă unii se întreabă, băi, de când există canalul? Canalul a fost inventat din 8 iunie 2016, normal. Doar că poate nu am postat chiar în acel episod. Nu am postat chiar în acea zi, mai exact, un episod ca să puteți vedea și voi de când îi. Dar așa este, din cam atunci am Maradona sau The Dark Knight. Bă, eu zic că Maradona mi-a căutat. Sunt la fel de căutat. Ai FIFA 16 căutat?
for a dream. Și da, am de gând să mai fac și mici promovări, pentru că na, creștem abonații, facem promovări deja. Dar voi face, cred că mai bine pe gratis sau dacă este, de exemplu, cu un pic mai mulți abonați, cel puțin 5, mai 5, încep deja să zic pe un leu. Dar nu văd, de ce ți-ai păstrat asta de mult de niște de un leu. Un leu poți să-l iei de... Un leu poți să-l cerșești. Da, na. Până la urmă te gândești și tu, până la urmă te gândești. Chris Brown. Și... Da. Aș vrea totuși, acesta vă... voi face un episod info în care să vă spun mai exact despre ce vreau să fac. Un lucru singur mai vreau să caut. Și anume, aș dori să mai îmi lăsați în comentarii în care să-mi spuneți ce serii să mai fac, pentru că nu prea mă uit pe fiecare comentariu și nu prea văd niciunul. Pentru că nu e aproape nimeni nu dă comentarii. Ce-i? Bine, lasă-mă acum un pic. Filmez! Așa. Hai să mai încercăm încă un meci. Și... Da. Coffee shop. Bă, nu-i căutat coffee shop-ul? E cam ciudat, pentru că la american cam le place să bea cafea. Am de gând, dacă nu o să reușesc, de exemplu, să pun videouri, videouri. Și am văzut că seria de comedii, de exemplu, este foarte bine apreciată. Nu mai contează și cine, și am văzut că mai și contează cine vine, adică cine ajut, cine este celălalt personaj. Da, și vă întrebați foarte de ce nu mai fac, de exemplu, cu mai mulți oameni, adică cum am făcut primul episod de comedie, pentru că nu mai am uneori timp să mai chem și pe altcineva. Și am de gând să mai pun și musical-ul pe acest canal. Adică... Na... Tot o să fie filmare, numai că veți vedea ecran negru și... Și... Veți vedea numai... Oare... Și veți vedea, na, mai multe chestii. NHS, ce e asta? Așa, NHS. Am uitat că asta nu-i prea căutat în universitate. Minimum wage. Tesco. Chill marriage mag. Deja ajungem la un scor destul de mare. Da. 7, 8. Electricianii nu prea-s căutați. Lesbian. Bă, eu zic că-i căutat, da. Asta e căutat în alb negru. Cine caută în alb? Bă, caută ceva lumea, Nikola Tesla. Cel care a inventat, examen, result, nu prea caută, bulimia, bă, eu zic că e căutată, Killa Black, Wells Fargo, bă, e căutat Wells Fargo, Disney, bă, nu e așa căutat, Băi, eu nu știu ce să zic. Ha, asta. Bun, am ghinicit. China e destul de căutată. Așa. The Terminator nu-i căutat.
Și da, am de gând să postez chiar mai multe, am zis deja asta. Dar nu mi-ați lăsat în comentarii prea des și am de gând să fac și un infovlog despre acest lucru. Oh, 27, no score. Hinduism. Bine, fail. Vedem câte minute am filmat. 10. Mai facem o dată. Pirații din Caraibe. Uicals, cine a căutat asta? Facelit. Da. Cât am făcut? Da. În orice caz, hai să mai facem încă un meci așa. Mus. Deci acum să știți, chiar nu mă chinui. Dau așa la randala, poate. Queen Victoria, nu că... Angelina Joely. KFC căutat. Dominican Republica. Honda. Dalai Biblu. Popei. De ce nu m-am gândit eu că Popei căutat? The Great Escape. Mai facem încă un meci doar așa. Boca Junior. Poate nimerim de data asta ceva mai fain. Peter Kay. Maradona. De ce pune de prea multe ori Maradona? Înțeleg că e destul de căutat, dar nici chiar așa. Da. Asta. Pampers. Anonymous. În orice caz, hai să mai jucăm un meci. Jocul acesta, de exemplu, când pierzi, tot îți vine să joci. Nu ai, de exemplu, nu prea ai cum să te plictisești niciodată de el. Nu prea ai cum să te plictisești. Pentru că mereu te ține, de exemplu, poți nimeri ceva nou, astfel încât să ajungi la un scor mai mare. Adică să nimerești ceva ce știi și după aia să fie mai ușor. Cât am filmat? Cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Tudor. Ciao!